Crăciun și prost. Și gata. Am visat că schimbă în lumea. Ne-ai schimbat toate aia, e culmea. N-am visat că ne schimbăm. Ne-ai schimbat, nu mai visăm. Salut internet și bine te-ai urcat călare pe vise. Și apropo de vise, să vă uitați până la capăt. Am zis să vă mai zic și vouă o poveste. Am dat drumul la cameră să vă povestesc așa o întâmplare din viața mea. Sau nu. Nu mai credeți tot ce vedeți pe internet. Nicăieri. Nu luați de bun ce zice unul că e bun. Luați de bun ce vă zice vouă capul că e bun. Așa ar fi frumos ca orice informație pe care o asimilați să fie procesată de voi. Și să vă dați voi seama și cu părerea după capul vostru dacă așa e, dacă nu e așa, că o fi adevărat, că nu o fi. Așa. Nici nu știu cum să încep. Poate știți, poate nu știți. Am zis și în episodul trecut, eu am fost puțin plecat prin Italia. Și long story short, mă duc o dată la Firenze. Înainte să încep să vă povestesc, vedeți că a apărut modele noi. Accesați acolo cinevacunoscut.eu, aveți acolo link shop. Vedeți că sunt niște modele noi. Și m-am gândit să le explic și pe ăsta că am văzut că m-au întrebat mai mulți pe ce înseamnă 1312. 1312 sunt cifrele care reprezintă literele din alfabet și este A, C, A, B. Mai mult de atât, nu știu, căutați și voi pe Google. Dar voiam să vă zic că au apărut niște modele noi, puteți să intrați să vă uitați. Da, și la tovarăși. Vedeți, nu uitați că am făcut Patreon din ăla, patreon.com/cinevacunoscut. Intrați acolo pe site și le vedeți voi, da, și la alții. Să-mi cumpăr și eu o cameră, să-mi cumpăr și eu niște microfoane. Da? Așa. Și acum hai să vă povestesc. Am ajuns la Firenze și mă împrietenesc cu un băiat care, ce credeți, era gay. Acum, apropo de treaba asta, eu am noroc că la mine pe aici, pe zonă, nu sunt din ăștia de... gay, să moară, să se ducă dracu. Și în caz că te-ai rătăcit și ai ajuns pe aici pe la mine pe zonă și ai părerea asta despre gay, că sunt, eu știu, că ăștia sunt problema în lume, te-a jucat frumos pe tine cel care ai ceva cu gay să crezi că eu sunt gay, da? Mie îmi plac bărbații și, nu știu, te rog frumos să te comporți în consecință, adică să pleci de aici unde ai treabă, că sunt mari șanse să nu-ți placă ce fac eu pe aici și pe lângă asta sunt mari șanse să nu-mi placă mie de tine, nu neapărat că ție de mine. În fine, să trecem peste treaba asta, mă împrietenesc cu ăsta, mă rog, și într-o seară ne apucăm de băut. Era mai mulți și bem și bem și bem și la un moment dat rămânem fără băutură. Asta s-a întâmplat târziu, pe la 4 dimineața, eu știu, ceva de genul. Mai rămăsesem 3 frați de beam, printre care și ăsta trâmbălău. Și rămânem fără băutură și acum, că ce facem? Și zic eu, bă, gata, mă, lasă, cât să mai bei, cât să mai stăm. Lasă, dracu, e târziu. Lasă așa. Nu, că mai bem, că ați văzut, oamenii când s-apucă de băut sunt proști, sunt Hercule, sunt toți, mau, hai să bem, facem frumos, dregem. Atâta tot că ăia nu sunt pe manele. Dar pe băutură toată lumea o arde la fel. Și acum se întreabă, ne întrebăm că doi la de unde am putea să luăm niște băutură. Și ne dăm noi seama că cel mai apropiat loc ar fi fost ceva de genul, nu știu, la 1,5 km. Am uitat să specific un lucru. Era iarnă. Era până în Revelion, până în Crăciun chiar. Dar era cu sărbătorile cu astea. Și era frig, era friguț. Acolo nu prea ninge, dar e frig al de-aia. Și am uitat să vă mai și zic când s-a întâmplat treaba asta. Aveam eu vreo 19-20 de ani, deci 2004-2005. Și vorbim noi că, domne, de unde am putea să luăm băutură, mă rog, ne dăm seama că de acolo. Și acum zicem noi, dracu, merge până acolo, mă, v-ați dirit și cine să meargă până acolo, să e frig, e târziu. Și acum trâmbălău ce zice? Mă duc eu cu scuterul. Că acolo, nu știu dacă sunteți la curești sau așa. Dar acolo, nu știu, băieții mănâncă pe pâine, ce înseamnă două roți, de când sunt mici. Trotinetă, bicicletă, scuter, motor, toată lumea sunt topiți. Și în general mai toți au cât un scuter din ăla. Și zice ăsta, mă duc eu și zic, bă, lasă, bă, unde dracu să te duci, e frig, e târziu. Hai, uite, dacă chiar vrei, hai să mergem pe jos, căcat, facem mai mult, ne mai revenim puțin, ne întoarcem și stăm dracu și bem și ne rupem capul dacă chiar vrei. Te duci tu cu scuterul pe frigul ăsta? Nu, că mă duc cu scuterul. Că nu mi-e frig, cât îmi ia până aici, că mă întorc imediat. Și acum ce credeți că face omul?
Avea un palpalac din ăla de vine până peste genunchi, așa puțin. Dar un din ăsta mai așa, mai excentric să zic, adică mai colorat, mai ălea. Acum fiecare cu gusturile lui, dacă la omul ăla îi plăcea, ăla și la luat. Și zice el, am eu ștou. Și ia invers, și se îmbracă invers cu el cum a venit, la modul ca să nu-i bată vântul în piept printre așa. O idee destul de deșteaptă dacă stai să te gândești. Adică ăla cu spatele și vine vântul așa și n-ai treabă. Cu un gule aici ridicat, cu casca pe cap, n-ai treabă. Bun. Și acum se îmbracă, se pune pe scooter și se duce să ia băutură. Bă, a ajuns să ia băutură, a luat băutură și când s-a întors, v-am explicat, era friguț, pe jos probabil puțin polei. Omul, vă dați seama, el era cu paltonul ăla așa, așa, pe aici n-avea nimica. Dar la mânuțe și la fățucă, pentru că erau păscute, nu e cască întreagă, păscute sunt căști, nu era deschise. Și vă dați seama puțin că la fățucă și la mânuțe era așa puțin omul, păscute. E, tată, la un moment dat, în drumul spre întoarcere, prinde o groapă, o ceva, o bucată de gheață, nu știu ce s-a întâmplat, alunecă prostul cu scuterul, cade, s-a lovit grav de tot la un genunchi, la modul că era cumva, nu era rupt, dar era spintecat bine pe aici, mă rog, cu blugii terșiți, mă rog. Și a căzut, avea o poziție gen pe spate, a căzut drept pe spate și stătea așa înțeprimit, nu mai pot. La un moment dat trece o mașină, se oprește pe lângă el, se oprește, dă geamul jos. A zis, bă frate, se uita la ciudat de parcă nu eram eu, nu știu, era Mustafie, se uita la mine ciudat rău de tot. Și îi zice la om, îi zice, hai ajută-mă puțin să mă ridic, că uite am căzut cu scuterul, că nu știu ce. La care ăla de la mașină cu fața aia de șocat se uită la el așa și zice, nu, cred că ar fi bine să nu te miști și stai să sunăm la ambulanță, stai liniștit că se rezolvă, stai acolo cam că vin ambulanțele. A pus-o la una pe telefon, a sunat la ambulanță, acolo bineînțeles că la 112 se răspunde, se acționează prompt, nu ca în România. În 3-4 minute a venit ambulanța, bă frate, se oprește ambulanța, să dau jos din ea un doctor, doi infirmieri și șoferul. Acum vine doctorul și se oprește așa în picioare în fața lui și la fel a zis, bă tată, se uita ăla la mine de parcă era mort, adică era ceva de genul că parcă cum de trăiește ăsta. Și zice doctorul, Doamne ferește, mie nu-mi vine să cred. La care ăsta după jos întins așa zice, știți cu piciorul, mă doare piciorul, nu mai pot. Doctorul îi zice, vă rog frumos, nu vă mișcați, lăsați-ne să ne facem treaba, am ajuns, e tot ok, adică încerca să-l calmeze pe om să nu se miște. La care ăsta, nu, că e piciorul doar, n-am nimic, mă doare doar piciorul, mă doare piciorul rău, genunchi aici, uite că s-a spart. Vă rugăm frumos, nu vă mișcați, nu. Și acum ce credeți că s-a întâmplat? Un infirmier îl ia de o mână, un infirmier de altă mână. Ăsta, doctorul îi tot explica, domne, nu te mișca, stai cu minte, stai liniștit. Din picioare, fără să se uite, fără să apropie de el. Să uita, frate, la cap, avea palpalacul întors. Și el cum stătea așa întins pe jos și cu piciorul ăla șutit așa într-o parte și cu ăla peste genunchi, toți care au trecut pe acolo au crezut că omul și-a sucit gâtul. Au crezut că e pe burtă și că omul de la adrenalină de la alea cu gâtul sucit stătea așa. Și nu mai putea cum a venit și el nu știa, nu-și dădea seama cum a venit. Și a venit doctorul, s-a apropiat așa de el, s-a dus să-i întoarcă gâtul pe parte, frate. Și după aia și-au dat seama și-au început tot să râdă și... Asta este o peripeție, apropo de ce mi s-a mai întâmplat mie și de ce am mai văzut eu. Dar mai ales mi-am adus aminte de treaba asta și vreau să vă povestesc. Ca să atingem puțin subiectul ăsta cu trâmbălăii și, cum v-am spus, povestea asta poate să fie adevărată, poate să nu fie adevărată. Nu mai luați de bun tot ce vedeți pe internet, de la nimeni. Și ce v-am spus acum este o parte dintr-un material cu care vreau să urc eu la Open Mic acum prin octombrie, nu știu exact când. Dar lucrez la niște glumițe. O să vă mai dau de veste pe drum cum se desfășoară treaba. Și cu trâmbălăii lăsați-vă frate în pace, că nu alea sunt problemele, da? Și nu mai confundați gheii sau oamenii care au altă orientare sexuală cu oamenii aia care se afirmă și merg la parade și n-am nimic nici cu aia.
Dar ăia, nu, ăia sunt cerșetori de atenție, pentru că nu e vorba de gay sau straight sau de ce vrei tu. În momentul când ești îmbrăcat pe stradă ca bărbat, cu un costum de baie din ăla care ține doar așa, vopsit verde-albastru-mov cu un vibrator în frunte. Și până la urmă fiecare e liber să facă ce vrea și ar fi bine ca fiecare să-și vadă de mucii lui în primul rând și înainte de toate să nu judece, pentru că fiecare e om. Fiecare are pare lui și v-am spus, dacă aveți ceva cu gay, gândiți-vă că eu sunt cel mai gay om pe care voi l-ați văzut și vă rog frumos să plecați de la mine de pe tarla și cine rămâne la mine pe tarla să intre pe site cinevacunoscut.eu, pe patreon.com/cinevacunoscut, că până la urmă așa e de bun simț, v-am zis, adică te uiți așa, hai că înțeleg, o dată, de două ori, de trei ori. Dar frate meu, dacă te-ai uitat de 10 ori la mine și nici măcar n-ai zis la un tovarăș că fac tricouri, să-ți fie rușine. Că aici nu le fac eu așa, că să pierd vremea, doar ca să uite alții pe degeaba. Nu, m-au fi nici de bani, nu știu ce fac eu momentan, dar nici pe degeaba nu pot să le fac. Le-am făcut destul pe degeaba, acum trebuie să înceapă cumva să vină și remunerația, dacă înțelegeți ce vreau să zic, da? Că na, mai trebuie să iei și la prostul ăsta o mâncărică, o recompensică, un oșcior, o aia, o factură, un curent, că uite, le bag toate la încărcat. Nu e chiar așa, da? Cinevacunoscut.eu. Da și la alții și trebuie să dați și la alții pentru că asta e datoria voastră, frate. Pentru că m-ați mai întrebat unii dintre voi că, domne, nu înțeleg de ce nu prinde. Că, domne, faci niște chestii de pe bune, uite, ar trebui să afle și ăla și ăla. Bă, sincer să fiu și cu riscul să vă supărați pe mine unii dintre voi, treaba asta e datoria voastră. Pentru că în viața asta, prima schimbare pe care trebuie să o faci e la tine. Trebuie să te schimbi tu. Și eu m-am schimbat, într-un fel sau altul. Să luăm, de exemplu, mesajul ăsta, da? Tot una cu natura, da? Eu nu pot să-i schimb pe oameni, că acum a fost și faza cu pădurile, că au luat foc. Nu-mi place. Nu sunt deloc de acord cu faptul că o grămadă de oameni își bagi joc de natură. Din contră, mă enervează de-mi vine să mănânc așa, să mănânc din pumn, când văd oameni atât de proști. Dar ce pot eu să fac? Că nu pot să educ. Singurul lucru pe care pot să-l fac e să mă schimb pe mine. Eu, de foarte mult timp, m-am schimbat. Nu mai arunc pe stradă. Dacă cumva văd pe stradă vreun gunoi și în proximitatea gunoiului este vreun coș de gunoi, iau gunoiul și l-arunc la gunoi. Încerc pe cât de mult pot să nu fac risipă. Încerc pe cât de mult pot să fiu totul cu natura. Dar asta pot să fac doar eu pentru mine. Și mai mult de atât, ce să fac decât să dau mai departe principiile astea pe care le am eu și mesajele mele. Eu asta fac cu tricourile, în mare parte vreau să transmit un mesaj, să vă schimb starea, să vă pun un zâmbet pe buze, să... O chestie de asta, adică nu sunt din alea banale, sunt simple, dar nu sunt banale, nu confundați. Tot una cu natura și că eu am principiile astea în ceea ce privește natura, le-am explicat la oameni. Trebuie să fii tot una cu natura, pentru că natura îți dă viață, tati. Tu, dacă vrei să ai viață, trebuie să fii tot una cu natura. Natura asta îți dă ție viață. Și atât am putut să fac. V-am dat un mesaj. Vouă vă place mesajul ăsta? Sunteți de părere că trebuie să fii tot una cu natura? Atâta puteți să faceți și voi. Mai mult n-aveți ce să faceți. Ați putea maxim să mai cumpărați un tricou să nu vă tociți gura. Când ieșiți pe undeva știe lumea, tati, asta e tot una cu natura. Perfect. Altceva ce să poți să mai faci? Și încetul cu încetul să se facă o comunitate și fiecare să vrea binele și să-și vadă de muncii lui și să facă cât poate de mult el. Și după aia se vă schimbă, nu așa, dintr-o dată sau clanța pe Facebook. Aaa, noi au donat la pula mea, cum zicea, la Notre Dame, dar pentru păduri nu donează. Dar tu cât ai donat pentru păduri? Aaa, dar ce trebuie să donezi eu? Dar tu ce ai? Adică lasă, bă, oamenii să facă ce vor, vezi de ale tale. Asta este, uite, morala episodului de astăzi și recomandarea episodului de astăzi. Vezi de mucii tăi și belește bine ochii, ca să n-ajungi să belești, știi tu. Da, în mare parte cam asta am vrut să zic. O să mă apuc pe Patreon, deja am pus un episod pentru Cristi, momentan e doar el acolo și, na, pentru el l-am pus. Sper să vă mai ațuit pe acolo, pentru că o să încep și cu Sfântul Citit și, na, o să mai vorbim una alta.
sau dacă nu, până la următorul episod din Călare pe Vise, să auzim numai de bine, să fiți cu minți, să fiți tot una cu natura, vă pupă fratele vostru, pace vouă! Am visat că schimbă în lumea, ne-a schimbat tot ea, e culmea, n-am visat că ne schimbăm, ne-a schimbat, nu mai visăm. Te-ai uitat până aici, până la capăt de tot, bravo tată, bravo, felicitări! Nu uita, www.cinevacunoscut.eu. Dă și la alții. Asta e că am făcut cu ochii și nu se vede.